cât de mult putem ține la securitatea noastră? Cu toții avem o grămadă de chestii care ne aparțin. Avem laptop, telefon, tabletă, bicicletă, mașină, trotinetă electrică mai nou, o grămadă de chestii și mai ales date, informații. Și vrem să le protejăm cumva, adică, nu știu, că avem o chestie mică, secretă, pe care vrem să o ținem departe, de părinți, poate, nu știu. Avem chestii care ne aparțin și vrem să rămână ale noastre, nu să nu fie furate. Oricum, ideea este că am găsit ceva ce pe mine m-a șocat. Am găsit un lacăt cu amprentă. Da, exact, adică un lacă genul ăla de încuietoare pe care noi îl aveam acum ceva timp cu o cheiță, cheița aia putea fi oricând copiată, se puteau sparge lacăte folosind ceva, o chestie, pe băgai niște chestii pe acolo, ba, 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 și se debloca lacătul, adică nu prea părea super securizat, dar am găsit recent un lacăt cu amprentă. Hai să vedem despre ce e vorba, pentru că sunt super, super curios dacă într-adevăr funcționează și care e mecanismul din spate, pentru că bă, lacăt cu amprentă? Bă, până unde poate duce gândirea asta umană să faci un lacăt, efectiv să transform lacătul ăla vechi pe care îl avem noi, pe care îl cunoaștem, în lacăt cu amprentă. Plus cutia care este incredibilă, adică bă, atât de finuță, mi-aduce aminte de cutiile de la Apple, de ce să mint mai puțin chestia asta de aici, dar na, agățat pe raft. Security fingerprint avem scris deasupra, într-o parte avem o etichetă cu un cod QR, mă rog, este codul de bare al produsului și hai să desfacem. Și suntem întâmpinați de o carte tehnică într-o limbă pe care o cunoaște toată lumea, aparent. Aș putea crede, nu bag mâna în foc, dar văd aici un icon cu amprentă, unul cu o baterie, unul cu o umbrelă și unul cu un telefon. Ui, și da, într-adevăr avem aplicație. Stai puțin, că asta e destul de interesant. Oare ce putem face cu aplicația? Oare putem debloca lacătul de la distanță? Hai să vedem. Bun, în continuare aici avem un cablu USB. Se încarcă. Adică trebuie să punem lacătul la încărcat. Asta nu pot să zic că e tocmai ceea ce-ți dorești. Adică lași lacătul, poate închis ceva ce ții pentru foarte multă perioadă închis. Și da, îți descarcă bateria. Dacă vrei să te duci să-l deschizi, n-are baterie să-ți deschidă la... nu pot să zic că e tocmai cel mai grozav lucru. Și aici, în punguță, avem lacătul în sine. Wow! Pot zice că e super lucios, super shiny, super... Vai, cât de bine poate să arate device-ul ăsta. Pe spate avem logo-ul companiei. Partea de jos avem slotul pentru USB, care e destul de greu de scos, dar totuși destul de accesibil. Pe față avem spațiul pentru... What? Spațiul pentru... What? Spațiul pentru... What? Doar l-am atins, nici măcar... Ok, trebuie să citim neapărat instrucțiunile. Pot spune că e... maxim de rezistent, este foarte rezistent. Pare a fi făcut din metal. Este foarte greu. Foarte, foarte greu, metal... Foarte rezistent. Pare ca lacăt să-și facă treaba. Acum hai să vedem dacă amprenta într-adevăr funcționează, dar nu știu cum ar trebui să setăm toată treaba asta. Hai să vedem. Ok, pentru setare, aparent trebuie mai întâi să ținem degetul 3 secunde pe amprenta. Apoi ar trebui să mutăm degetul când începe să sclipească albastru. Apoi el începe să colecteze informații de pe amprenta și o să sclipească verde. Apoi o să trebuiască să facem treaba asta de 5 ori. Apoi o să sclipească albastru când începe să termină, aproape termină de colectat toate datele de pe amprente și apoi o să scoată un sunet și o să fie verde, o să sclipească verde în momentul în care a terminat de colectat amprenta. Tocmai am terminat de setat amprenta. Așa am setat doar pe degetul meu arătător de la mâna dreaptă. Așa că dacă eu acum iau lacătul și așez degetul arătător, bam, deschis. Dar dacă mă duc și așez oricare alt deget, Nope. Iar cu degetul arătător, bam, asta-i, super, super tare. Cam greu, destul de greu să te prinzi, sincer, care sunt pași exact, dar trebuie să urmărești super bine instrucțiunile, pentru că da, chiar explică foarte bine exact ce trebuie să faci pentru a seta o amprentă. Și din câte văd, poți seta până la 40 de amprente. Bă! 40! Deci poate suporta 40 de amprente. În schimb, primele două sunt ale administratorului. Deci primele două amprente pe care el le memorează sunt admin. Adică ele pot debloca oricând lacătul. În schimb, dacă oricine altcineva după primele două amprente, oricare altă amprentă după primele două, încearcă să deblocheze lacătul, va fi nevoie de o amprentă de admin ca să deblocheze lacătul. Wow! Și acum hai să vedem și aplicația cum funcționează. Aparent putem monitoriza ce se întâmplă cu lacătul cu aplicația asta. Ok. Am făcut pairing-ul cu telefonul și aparent de pe telefon
telefon este mult mai ușor să manageuiești lacătul ăsta, adică poți să-ți adaugi, te obligă să adaugi o parolă lacătului și poți să-ți adaugi fingerprint-ul, poți să adaugi amprenta de pe telefon. Mă rog, nu știu dacă funcționează cu senzorul de amprentă de pe telefon să-l transfere pe lacăt, dar în schimb îți pornește căutarea amprentei direct pe lacăt. Nu mai trebuie să treci prin pașii pe care ți-i exemplifică el pe manualul de instrucțiuni și super ușor și super rapid. Și odată ce este activat lacătul prin atingerea senzorului, el trebuie doar să se activeze. Când îl atingi, el știe bine, se trezește cumva, poți să-l deblochezi direct de pe telefon. Bam! Unlock success! Deci, chiar funcționează mai bine decât mă așteptam, mai bine și arată bine ca device. Nu știu, îmi plac foarte mult device-urile care arată bine și dur, arată și bine, își face și treaba. Ce merită ăsta? Un birol, evident. Ce poți să-i cer mai mult? E un lacăt, își face treaba și pe mine m-a impresionat, sincer. E o chestie atât de mică, nu e o chestie foarte ieftin. Vorbim aici de un lacăt peste 150 de lei, dar merită, merită bănuții. Păstrați-vă lucrurile în siguranță, băi. Acum sunt curios, voi ați folosi așa ceva ca să vă securizați bicicleta, poarta, dați 1300 sau cufărul față de părinți, să vi-l ascundeți? Chiar sunt curios, lăsați-mi în comentarii dacă voi ați folosi așa ceva și dacă vă tentează să cumpărați. Și nu uitați că, bineînțeles, produsul găsiți în descriere ca orice alt produs, chiar dacă nu zic. Fiecare produs îl găsiți în descriere, de unde îl puteți lua, de unde l-am luat și eu. Bun! De acum, hai să facem un birou rapid și ne vedem în video următor. Eu vă mulțumesc că ați fost până în punctul ăsta, voi sunteți cei mai tari, mă înclin în fața voastră și v-am fat! Pa!